Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Vorbim despre mai multe subiecte desprinse din actualitatea buzoiană, ca de obicei. În studioul nostru, pentru această emisiune, îl avem ca invitat pe Cătălin Avrămescu, lider PNCC de Buzău. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc la această oră. Începem cu o veste proastă, din păcate, pentru cei care sunt racordați la Regia Autonomă Municipală cu apartamentele. Se anunță insolvența Ecogenterm, Ecogenterm fiind producătorul de energie termică al municipiului Buzău. Asta ar însemna, mai pe românește, că nu se va mai furniza gen termic. Acum, nu se știe de când. Procedura de insolvență poate dura ceva timp, dar cam acesta ar fi viitorul desprins în urma unei întâlniri astăzi la Palatul Comunal, la primărie, acolo unde reprezentanții de la Engie, de la Ecogen și cei ai primăriei au avut o întâlnire ocazionată de întreruperea furnizării agentului termic ca urmare a faptului că distribuitorul de gaze a tăiat acest serviciu către Ecogenterm, producător care avea niște facturi neachitate către Engie. A fost discuția aprinsă, în urma cărora nu s-a stabilit nimic, nu a mai ajuns la niciun numitor comun. Înțelegem că și cei de la Engie s-au retras de la discuții din acest motiv, pentru că nu se înțelegeau cei de la primărie cu cei de la Ecogen. Și uite așa, după ședință am aflat aceste vești din partea celor care au participat la ședință. O să avem în scurt timp două declarații. Este vorba despre o declarație a administratorului Ecogen, președintelui Consiliului de Administrație de la Ecogen Term, domnul Vasile Munteniță, și o altă declarație din partea domnului primar. Foarte pe scurt, domnul Avrămescu, aș dori să ne dați o opinie, după care să dăm și declarații. Da. Era în primul rând de prevăzut că se va întâmpla așa. Acest Ecogen și Ramul Buzău nu au un viitor. Cetățenii trebuie să știe acest lucru și să fie pregătiți. Pe de altă parte, nu consider că modul acesta de rezolvare a lucrurilor prin conflict, prin ceartă, poate duce la lucruri bune. Chiar dacă Ecogenul se va închide, Ramul se va închide, totuși putem să, atât timp cât va funcționa, putem să ar fi putut să asigure cetățenilor toate condițiile necesare, iar închiderea se putea realiza până la urmă pe care amiabilă. Prin metoda aceasta hăirupistă, prin punerea de presiune și pe operatorul privat și pe cetățenii, cred că situația este neplăcută până la urmă pentru toată lumea. Bun, haideți să urmărim declarația lui Vasile Munteniță de la Ecogen Term în legătură cu întâlnirea de astăzi și cu ceea ce urmează să se întâmple pentru producătorul de energie termică al orașului Buzău. Datorită atitudinii primăriei Buzău, cei de la gaze s-au ridicat și au plecat. Deci s-au făcut afirmații, văd să-i plină presa, de o așa zisă plată în avans. Deci am demonstrat și avem documente în sensul ăsta că acea plată nu a fost în avans. A fost plata, achitarea unor facturi emise. Plata în avans înseamnă plata unui serviciu care nu s-a efectuat însă. Însă noi, la data când am primit acei bani de la RAM, ei aveau facturi emise deja și s-au compensat acele facturi conform legii contabilității și codului fiscal și practic avansul care l-am primit de la RAM a fost de circa 500 de mii, 600 de mii, ceva de genul. Acest lucru este în continuare susținut și de primărie. Și m-am divagat discuțiile pe niște subiecte care nu aveau, nu intrau în subiectul întâlnirii de astăzi, cu înființarea Ecogenului și cu alte... Ne-ați solicitat ceva astăzi? Eu n-am ce să solicit, că n-am cui să solicit ceva anume. Deci eu, conform legii, sunt obligat să declar societatea în insolvență. Deci avem documente, deci nu discutăm după impresii sau după sentimente sau după alte lucruri. Discutăm după hârtii, totul avem scris, deci declarăm societatea în insolvență, principalul creditor, respectiv gazele, vor numi un administrator special și acesta va căuta să recupereze aceste
pierderi și nerealizări. Aceste nerealizări sunt, exact cum v-am mai spus, datorate exclusiv întârzierii avizării prețului la energia termică, la producătorul nostru. Întrucât atât ANRE-ul, deci aici nu e numai primăria, atât ANRE-ul, cât și Consiliul Local Buzău, respectiv primăria, nu au dat curs solicitării legale și fundamentatea noastră de a solicita preț. Deci documentația noastră sub motivația că nu-i completă a fost ținută până acum în martie. Ori ANRE-ul în cele din urmă la presiunea noastră și văzând că este în culpă oarecare, toate că prin corespondența care a purtat-o a solicitat, a somat primăria să dea aviz pentru acest lucru, ne-a aprobat acel preț de 255 față de 258 cât l-am cerut noi în baza aceleiași documentații. Da, vă rog, domnul Avramescu. Sigur că acest domn reprezintă interesele unui operator privat. Un operator privat care a făcut acolo, sau mai mulți, nu contează asta, dar până la urmă ei au făcut niște investiții și trebuie să scoată banii. În condițiile în care se preconizează închiderea RAM, în condițiile în care sunt din ce în ce mai puțini cetățeni racordați la RAM, iar prețul de producție pentru a deservi cât fiecare cetățean în parte crește, este din ce în ce mai complicat ca ei să-și recupereze investițiile. E de așteptat, era de așteptat ca el să încerce să ceară de la primărie mai mulți bani, pentru că altfel nu poate să meargă pe profit și în felul acesta a putut să funcționeze așa cum a funcționat RAM-ul în iarna aceasta. A fost o cârpeală. Acum, primăvara, ne vedem de fapt ce s-a întâmplat și observăm că situația, așa cum este acum, nu mai poate să meargă mai departe în felul acesta. Bun, dar unde sunt, apropo de investiții și de costuri, parcă cetul ăsta modernizat era și producător de energie electrică, vindea energie electrică. Unde sunt bănuțești? Adică chiar să ajungă în insolvență din cauza două factori neplătite către NG? Da, se poate așa ceva. Dacă tot timpul au mers la limită și n-au avut niște rezerve, acum când au o situație financiară negativă, nu pot să ajungă decât la insolvență. Asta e situația. Putem să plângem chiar pe umărul lor, nu? Păi eu vă spun, adică, ceva, pe mine mă interesează mai puțin cine este acționar la Ecogen, mă interesează mai puțin cine câștigă niște bani de acolo, dar vorbim de niște investitori buzoieni, care au tot dreptul până la urmă să își recupereze niște bani. Sigur că primăria poate și ar trebui să negocieze cu ei, astfel încât aceștia să nu abuzeze de banul public, iar prețul oferit cetățenilor, prețul care prin intermediul RAM ajunge la cetățeni, să fie unul cât mai echitabil. Dar în condițiile în care se întâmplă aceste debranșări masive, lucrurile merg, așa cum am spus, din rău mai rău. Bun, reamintim faptul că domnul Munteniț era cel care la fiecare apariție, cel puțin aici la Campus TV, le promitea buzienilor facturi mai mici sau costuri mai mici. Pentru... Da, cu câțiva ani în urmă, probabil, atunci când nu se anticipa acest val de debranșeri. Și atunci, da, dacă lucrurile ar fi mers în continuare pe această linie, se putea ajunge și la facturi mai mici. Da, o să urmărim acum reacția domnului primar Constantin Toma după această întâlnire și o replică la ceea ce a spus mai devreme. Avem o intervenție, înțeleg? Bine, luăm intervenția, după care îl ascultăm și pe domnul primar. Bună ziua! Bună ziua! Să rămână, doamnă! Fiți amabil! Dacă noi în micro 14, da, centralele, Ecogenul nu ne-a livrat nimic zilele acestea, deci căldura am avut-o de la centralele de cartier. Da. Pentru ce trebuie să, sau cine ne facturează nouă? O să rămâneți... Ce treabă avem noi cu Ecogenul? Deci noi, practic, nu avem nicio treabă cu, da, cu această unitate, nu? Cartierul Micro 14 este un caz fericit.
Da, adică este un caz fericit să avem căldură. Mm. Dar nu suntem un caz fericit pentru că ni se facturează cu o gigacalorie de nu știu cât, nu? De aproape 300 de lei, da. Exact, da. Da, și aici este o discuție, am mai vorbit și cu ocazia altor emisiuni, că până la urmă nu trebuie să fie același preț, este o centrală separată. S-a tot vorbit despre investiția în această centrală și faptul că ar trebui să fie costuri mai mici către populație. Poate că și anume cu această ocazie a închiderii, dacă se va ajunge la închiderea producătorului de energie termică, se va reconsidera și prețul de acolo din cartierul micro 14, dar și dintr-o parte din cartierul micro 3. La fel, sunt mai multe apartamente care nu au avut de suferit și nu au de suferit în aceste zile din cauza faptului că producătorul nu mai poate livra gen termic. Da, noi am fost mulțumiți, deci personal, eu și blocul nostru nu este debrașat, nu este separat nici cu gaze, nici cu nimic, nu am avut probleme, dar nu văd rolul acestui ecogen, deci cu toată sinceritatea. Da, oricum nu aveați treabă... Poate domnul primar aude și ia niște măsuri în privința asta, că a promis să face și cu apa și cu toate, n-a făcut nimic, praf a făcut. Da. În privința asta, restul nu putem să-l contestăm. Mulțumim pentru interviu. Să vedem și lucrurile bune pe care dânsul le-a făcut în Buzău. Mulțumim încă o dată pentru intervenție, doamnă. Sărmâinile. Da, aș vrea să îi răspund puțin. În primul rând, este absolut normal ca căldura în aceste zone în care există centrale de cartier să ajungă până la urmă la prețuri mai mici. Doar că până acum a existat un preț unic și prin lege, prin regulamentele votate în Consiliul Local, nu s-a putut altfel. Ce vreau să spun, din punctul meu de vedere, acesta este viitorul, construirea de centrale de cartier. Faptul că în timpul mandatului lui Constantin Boșcodeală am văzut că s-a demarat în câteva locuri construirea de centrale de cartier, înseamnă că, din punctul meu de vedere, înseamnă că el avea un plan, avea o viziune în această direcție. Din păcate, odată cu venirea domnului Toma, nu s-a mai construit nimic în zona centralelor de cartier și evident că până la urmă se ajunge la insolvența ecogenului, la insolvența ramului, aceste societăți nu vor mai putea funcționa. Poate ramul va funcționa doar cu aceste centrale de cartier pe viitor. Asta este situația, mergem mai departe cu ceea ce avem și poate că în timp o să primăria, autoritățile locale se vor gândi și la această soluție a centralelor de cartier, care este foarte viabilă din punct de vedere economic. Da, ascultăm declarația primarului Constantin Tom. Nu, deci este iar o mare minciună. Au încercat o capcană să nu putem aplica retroactiv. El vine în 22 decembrie, pe 19 decembrie a fost la 19 noiembrie a fost la mine în vizită pentru a ține de îndată o ședință de Consiliu Local să aplică retroactiv de la 1 octombrie 2019 o mărire imediată a prețului la energia cu circa 25% a energiei termice datorată măririi prețului gazului. Bineînțeles, având, deci în primul rând nu puteam să fac retroactiv chestia asta din noiembrie pentru asta și trebuia oricum cu dezbatere publică cu tot și dura foarte mult, dar în al doilea rând aveam informații verificabile și dumneavoastră și ca presă le știa și buzoienii le știau că ei furnizau energie după două firme ale lor cu aceiași acționari, vorbesc de 85% din Ecogen Term și 15% din Ecogen Energy. În același timp, deci, să puteau face prețuri de transfer, deci marge de transfer între ei, marge între ghilimele, le înțelegeți, pentru că este o chestie extrem de ciudată, buzoienii plătesc de foarte mulți ani și o factură de închiriere a utilajelor, luate atenție, pe biletele avalizate de Boșcodeală s-au cumpărat acele utilaje, iar Energy le-a închiriat la Term, la Energy Term, Ecogen Term, care ne livrează energia, și e vorba numai de vreo 800.000 de euro anual. Deci buzoienii, fiecare buzoian a suportat și această sumă
al prețului acestei închirieri. Deci fuseseră deformat prețul energiei sau prețul agentului termic către buzoieni. În această variantă am cerut medierea Agenției Naționale de Reglementare în domeniul energiei, care ne-a dat dreptate și s-a venit până la urmă, analizându-se tot contextul, s-a micșorat acest preț. Cu acest preț, în momentul ăsta, propunerea de preț, suntem în dezbatere publică, din care vom ieși pe 6 mai. Voi propune Consiliului Local mărirea acelui preț la gigacalorie datorate măririi prețului gazului natural și, pe urmă, să vedem ce se va întâmpla. Oricum, el a zis că va băga, vorbesc de acest domn Vasile Munteniță, a zis că va băga în insolvență Ecogen Term. Deci, în situație... Păi, practic, se oprește sistemul de termoficare în Buzău. Probabil un pic mai puțin în prima fază, deoarece mai avem un micro 3, n-am făcut o evaluare în momentul ăsta, și micro 14, unde avem două centrale de cartier. Bineînțeles, așa cum v-am mai spus, am luat decizia, chiar dacă stăm extrem de prost cu bugetul în acest an, să introduc în bugetul pe anul ăsta să introducerea a unor centrale, echipamente individuale de realizat căldură și apă caldă în toate școlile, grădinițele și creșterile din Buzău și la toate instituțiile publice, sigur, care aparțin de primărie. Avem 6 clădiri în momentul ăsta. Da, astea sunt datele, domnul Abramescu. În modul cel mai sincer, cred că este posibil ca domnul Constantin Toma să aibă dreptate în ceea ce spune. Să aibă dreptate atunci când acuză că la Ecogen au existat niște nereguli, să aibă dreptate atunci când spune că prețul a fost umflat artificial. E posibil. Doar că în condițiile în care mai avem astfel de experiență în trecut legată de compania de apă, când iarăși au fost foarte multe acuze, iar în momentul în care s-a schimbat conducerea, vedem că nu se schimbă nimic în bine, atunci... Marea problemă a domnului Constantin Toma este credibilitatea. Nu știu dacă mai este credibil în momentul de față de cetățeni asta când vine cu aceste acuze. La modul general, dar punctual pe situația aceasta, domnul Abramescu, spuneați dumneavoastră că ar putea să aibă dreptate. Ar putea să aibă dreptate, pentru că n-am văzut documentele, n-am putut să analizez toate lucrurile în detaliu, pentru că altfel nu mă pot pronunța. Bun, dar nimeni de la Ecoterm nu a respins de la Ecogen Term nu a respins această idee că există două firme care sunt acolo. Știți cum, joacă fotbal între ei. Da, tocmai de asta spun că e posibil să aibă dreptate, dar doar că dacă ține puțin la... Ecogen Energy la, și Ecogen Term. Ecogen dorința Energy, de a oferi cetățenilor doar informații exacte, nu putem să ne pronunțăm exact până nu vedem documentele. E posibil. Da, bun. Problema este, încă o dată, această iminentă rămânere fără, sau posibilitatea de a rămâne fără apă caldă și căldură, dacă se intră în insolvență. Evident că lucrul acesta se va întâmpla. Deci era clar că dorința domnului Toma este să termine cu Ramu și să termine, dar evident, dacă nu mai dădea acele ajutoare, acele compensații, mulți cetățeni urmau să se debranșeze, lucruri care s-au întâmplat și continuă să se întâmple, iar funcționarea acestor Ecogen și RAM nu mai este rentabilă. Bun, mai avem o intervenție telefonică. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Domnul, bună ziua, l-am ascultat pe domnul primar și, nu știu, ori ne crede naiv, ori proști. Domnule, ce treabă am eu ca locuitor al Buzăului, care nu mi-am băgat centrală și mie îmi povestește de Ecogen? Ce treabă am eu cu el, domnule? Eu am treabă cu primăria și cu Ramu. Și dacă nu merge Ecogenul, astea sunt problemele primarului și al primăriei. Să nu mă bată pe mine la cap cu Ecogenul și cu nu știu mai cine. Păi nu, stați... Eu am contract cu Ramu. Corect. Și din Ram răspunde primarul. Ce-a făcut primarul în acest loc? Bun. Eu de 40 de ani sunt la bloc și nu mi s-a oprit căldura niciodată. Niciodată. E posibil așa ceva? Haideți să vă mai spun ceva. A fost discuțiile care le-a spus mai devreme dânsul cu înțelegerea în noiembrie cu să cumpească gigacaloria cu 25%,
Între timp s-a scumpit cu 25 plus TVA plus nu știu ce, s-a făcut 32% și a luat un împrumut de la CEC sau de la bancă. Da? Am urmărit emisiunile dumneavoastră și ieri l-am ascultat pe domnul Barbu, consilier al primăriei, care m-a lăsat mască pur și simplu când a spus că domnul primar, din banii aceia care i-a luat de la bancă, o parte i-a băgat la gigacalorii, iar o parte i-a băgat la împrumusețarea orașului. E posibil așa ceva? E posibil? Erau destinați pentru încălzire, nu pentru împrumusețarea orașului. Dom'le, da. nu știu ce are în cap, dar orice caz, mult nu o să mai duc în felul ăsta. Nu e posibil. Își bate joc de noi, pur și simplu. Taxele le mărește, la cimitir a mărit din 74 de lei anul trecut, acum am dat 96, am mărit cu 23%, am stat 5 minute azi în piață și în loc de 2 lei mi-a luat la parcare 3 lei. Și mai e încă o întrebare. Dom'le, parcul Crâng, e parcul Crâng al Buzăului, n-a făcut nimic în el, ba da, mint, a făcut un țarc pentru căței, acolo să se plimbi niște căței, pe spațiu verde l-a făcut. Iar în rest dincolo, pădurea este a Rom Silva, da? Da, pentru ce, deocamdată. Pentru ce taxează dânsul la intrare în pădure cu urbisul lui, ia bani la intrare în pădure. Până acolo e drumul public, pădurea. E administrat de primărie acolo. Cine acea e porțiune? Administrat? Primăria. Pădurea? Nu, vorbim de e o cale de acces care e a primăriei. Este cale de acces în pădure. În pădure. Da, dumneavoastră nu mergeți în pădure pe jos, mergeți pe asfalt. Nu, dacă îmi permiteți. Cale, este un lucru, mă scuzați, vreau să vă completez puțin. Ascultați-mă pe mine, să ia să taxeze împarcarea de la restaurante de acolo, nu la intrare în pădure. Nu, problema este că această taxă care se aplică la intrarea cu ghilimele în parcul Crâng se bazează pe o hotărâre mai veche de prin anii 90 a Consiliului Local, hotărâre care vorbește de taxă de intrare în Crâng. Ori acel drum nu face parte din Crâng și atunci e un lucru total ilegal. Exact ce am spus eu, nu e așa? Eventual, punea o taxă de parcare la restaurantele din Crâng. Nu să-mi pui mie să taxezi urbisul. Pentru ce ia bani? Urbisul pentru pădurea Crâng. Este exagerat, vă spun eu. Și toate spornite numai de la primar. Și hai să vă spun și pe ultima. Exact cum a spus domnul invitatul dumneavoastră, domnul Gubandru a venit director, a dus director la RAM, exact să facă ce a făcut împreună cu Toma, să desfințeze toate afacerile care le-a avut Toma, așa o să facă și cu RAM, să-l bage în insolvență. De asta i-a dus Gubandru acolo, să fie clară treaba. Părerea mea. Și v-am spus că mai m-am ușurat nițel. Dar când am auzit ieri că o parte din bani care gigacaloria... Deci gigacalorie, hai că mai întârziu un minut, vă rog frumos, mă ascultă. Deci banii pentru gigacalorie care i-a luat de la bancă, o parte i-a băgat la gigacalorie și o parte i-a băgat la înfrumusețarea orașului. Dar s-a scumpit gigacaloria. Ulterior, după ce s-a scumpit gigacaloria, hop, a venit niște bani și de la guvern. Conștea ce s-a făcut? Că gigacaloria n-a scăzut. Cred că i-a băgat-o la înfrumusețare. Sau depinde unde i-a băgat. Da. Gata, mulțumesc. Mulțumim și noi pentru intervenție. Ne bucură faptul că oamenii intervin și își varsă oful până la urmă, că de-aia trăim într-o țară liberă. Sunt mai multe mesaje, din păcate ne apropiem de pauza de publicitate. O să le citim după pauza de publicitate, când vom lua și alte intervenții și când vom discuta și despre alte subiecte. Revenim așadar după pauza de publicitate.